Neplata amenzilor de circulație va atrage după sine suspendarea permisului de conducere. Este deocamdată doar o propunere a Ministerului Afacerilor Interne. Propunerile de modificare se regăsesc într-un proiect de ordonanță de urgență și se referă în special la autovehiculele înmatriculate în străinătate, posesorii de permise de conducere străine, dar și la introducerea sancțiunii suspendării permisului de conducere în cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut de lege. Concret, varianta sună cam așa. Conducătorii auto care nu achită amenda în termen de 10 zile și nu transmit dovada plății la serviciul poliției rutiere vor avea surpriza ca în termen de 90 de zile să rămână fără permis auto. Șoferii atenți și corecți nu au însă de ce să se teamă. O amendă primită și plătită la timp îi scutește de emoția și stresul de a rămâne fără permis de conducere. Cum primesc șoferii suceveni această propunere a Ministerului, aflăm în cele ce urmează. Nu prea bună, pentru că sunt oameni foarte necăjiți, care au o mașină foarte mai na, o Dacia sau ceva, dacă se plătească o amendă, poate n-are ce mânca sau poate n-are ce să-și ia pereche de pantofi. Dar dacă acel șofer a greșit, nu vi se pare normal să plătească? Ba da, dacă a greșit, da, nu prea greșesc ăștia mai săraci. Primarul nostru, Ion Lungu, propunea o altă variantă, ca amenda să fie transformată în zile de muncă, în folosul comunității. Da, ar fi o idee. Da. Mi se pare mai corect? Mai corect, sigur. Mai corect. Mi se pare că nu-i corect să-ți iei carnetul pentru o amendă. Și așa taxele sunt mari, dar pentru ce să mai plătim și amenzi? Depinde acum, de caz, depinde de... Nu știu ce să... Dumneavoastră, dacă ați fi șofer, vi s-ar părea normal să vi se suspende carnetul sau să munceți câteva zile în folosul comunității? Să mi se suspende dacă am greșit. E normal, nu? Dar cine greșește trebuie să plătească. Nu e prea bună. De ce? Nu e prea bună pentru șoferi. Păi se poate întâmpla să nu ai bani să plătești atunci, dacă e amenda foarte mare. În schimb, domnul primar Ion Lungu propunea o altă variantă. Ca amenda să fie transformată în zile de muncă în folosul comunității. Da, se poate și așa. Se poate că orașele sunt foarte murdare. Eu sunt din Fălticeni și ar cam trebui pus la muncă. Credeți că este o variantă mai bună? Depinde de situație, depinde de cel care e în cauză. Dacă are bani să plătească, atunci mă gândesc că e mai ușor să plătească decât să muncească. Nu trebuie să uitați că deocamdată toate acestea sunt numai în stadiul de propuneri, deci nu există certitudinea că vor fi adoptate de guvern și se vor regăsi în următoarea modificare a codului rutier. Pe de altă parte, se impune găsirea unor modificări legislative în acest sens, întrucât mulți șoferi uită să achite aceste amenzi. Numai la primăria Suceava sunt amenzi neîncasate în valoare de peste 10 milioane de lei. Primarul Sucevei Ion Lungu propunea în urmă cu o lună că neachitarea amenzii să fie transformată în zile de muncă în folosul comunității prin hotărârea Consiliului Local și nu doar a instanței. În ceea ce privește acest capitol de amenzi, 10.678.269, cu alte cuvinte 100 de miliarde de lei vechi, sunt amenzi, multe din ele vechi, de 10 ani de zile, trăim în contabilitate. Am avut o discuție cu domnul senator Donțu, care este în Comisia Juridică, să inițieze un proiect de hotărâri în care să putem transforma cu, mă rog, acordul autorității locale o parte din aceste amenzi, sigur, pe vechime, pe valoare și așa mai departe, în muncă în interesul comunității. Altfel, există riscul ca peste 5 ani de zile tot în această fază să ne aflăm cu aceste amenzi care nu se pot încasa. Sunt amenzi de 2, 3, 10 milioane, nu poți să-i faci propriere la om, mulți nu lucrează, discutăm foarte clar, unii nu lucrează cu acte, e aproape imposibil primării să încaseze aceste amenzi.